Deciziile de recalculare a pensiilor sunt gata pentru a fi trimise în totalitate la Poșta Română. Daniel Baciu, șeful casei de pensii, a anunțat că s-a lucrat la foc continuu, inclusiv în weekend, pentru ca recalcularea să fie gata. Asta înseamnă că din această săptămână deciziile urmează să ajungă la cele 3 milioane de pensionari care primesc a doua majorare. Deciziile de recalculare a pensiilor sunt acum finalizate și pregătite pentru a fi expediate către poșta română. Daniel Baciu, șeful casei de pensie, a anunțat că echipa a lucrat intensiv, inclusiv în weekend, pentru a finaliza procesul de recalculare. Începând din această săptămână, cele 3 milioane de persoane pensionate care beneficiază de a doua majorare a pensiei vor primi deciziile actualizate. Acest pas important marchează o etapă semnificativă în implementarea noilor măsuri de îmbunătățire a sistemului de pensii. Angajații de la casele de pensii au lucrat la continuu în ultimele zile. Practic vorbim despre o primă etapă în urma căreia oamenii vor primi cea de-a doua majorare. Acum casele de pensii mai au la dispoziție doar câteva zile pentru a trimite deciziile la poșta română. Și asta deoarece poștașii vor fi cei care vor distribui aceste decizii către pensionari în perioada 15-31 august. Odată ce aceste documente ajung la pensionari, aceștia vor ști exact câți bani vor primi în plus din septembrie. Șeful casei de pensii, Daniel Baciu, le-a recomandat oamenilor ca în această perioadă să stea acasă. Iar în caz în care poștașul nu îi găsește la domiciliu, atunci deciziile se vor întoarce înapoi la poșta română. 3 milioane de români beneficiază de cea de-a doua majorare potrivit oficialilor, iar unele pensii ar putea crește chiar și cu 1000 de lei, relatează realitatea.net.